Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World Evolution 2. În acest episod o să mă ocup de partea de vizitatori, o să construiesc o mini-zonă, da, o pot spune, de facilities, de amenities, de fapt, da, facilități pe românește spus, câteva restaurante și o să construiesc și acel guest attraction care va fi un fossil zone, va fi ca un magazin de suveniruri. Bun, înainte să construiesc această zonă pentru vizitatorii din parc, am construit încă un hatchery, încă un incubator. Momentan aveam doar unul și era mai la intrare, adică știți, l-ați văzut, era acela exact fix de la intrarea parcului și mi se părea destul de departe, ținând cont că noi suntem în capătul mapei. Este o distanță destul de mare și am zis mai bine să construiesc un hatchery, să-mi fie mult mai aproape și mult mai ușor de transportat dinozaurii către cealaltă habitate care vor urma a fi construite. Bun, deci pe lângă această zonă de amenities-uri, unde avem restaurante și acest guest attraction, am mai construit, o să vedeți puțin mai încolo, și un habitat pentru o specie de dinozauri. Încă nu m-am gândit la ce dinozauri anume, o să fie un habitat, pot zice, de mărime medie, nu este unul foarte mare, nici unul micuț, e aproximativ, cred că, de dimensiuni unde avem velociraptorii în momentul de față, sau poate este puțin mai măricel, dar nu cu mult, iar acest habitat, nou habitat, se află exact lângă Gigantosaurus, da, exact în continuare. Am construit acest habitat și, cum am zis, mă gândesc să optez ori pentru câteva specii sau pentru o specie de dinozaur erbivor de talie medie, sau poate să combin cum am făcut și în dățile trecute, să combin o specie de dinozaur erbivor de talie medie cu una de talie mică și atunci ar fi mai ok, zic eu, nu știu, aș avea două specii, nu doar una singură, sau dacă nu, să optez pentru un dinozaur carnivor, dar la fel, ideea e că la dinozauri carnivor nu-i poți combina, se bat și se mănâncă între ei la propriu, am testat, vă zic sigur, și de aceea mă gândeam ori o să fie un dinozaur de talie medie carnivor sau poate ceva de talie mică. Nu știu, rămâne de văzut. În momentul de față avem doar velociraptorii. Da, sunt singurii dinozauri de talie mică, dacă mă gândesc bine. Da, sunt singurii care sunt de talie mică. În rest, toți sunt de talie medie sau chiar mare. Bun, aici am mai adăugat câteva detalii la această zonă pentru vizitatori. Este exact de fapt în apropierea țarcului unde se află T-Rex-ul, de fapt cei doi, chiar m-am uitat din nou și îmi place foarte mult cum a ieșit această zonă și în special această parte în continuarea habitatului unde avem T-Rex-ul. M-am gândit că ar fi ok și cred că o să fie oricum ultima zonă dedicată vizitatorilor. Avem suficient de multe și zic că sunt ok, nu avem nevoie de mai mult de atât și în rest posibil să mă ocup în continuare doar de construcția habitatelor. Am ceva în minte, mă gândesc poate să optez pentru un Jurassic Tour, se aseamănă cu Gyro Station-ul. La fel, poți viziona dinozauri din habitat în habitatul lor propriu. Ar fi o idee interesantă și why not? Adică nu sună rău. Bun, acesta va fi habitatul despre care vorbeam. Am optat pentru, cred că, 3 viewing gallery. Da, două sunt normale și unul este o platformă. La fel pentru a observa de la înălțime dinozaurii.
Și cam atâta. Bine, mai îmi rămâne undeva o zonă mică pentru a construi ceva anume. O să mă gândesc, o să văd ce, dar asta oricum data viitoare. Bun, cam atâta din acest speed build. Noi ne auzim oricum în partea a doua, unde o să vedeți și dinozaurii pe care îi vom incuba și vom plasa în habitat. Eu vă las în continuare să vă uitați și ne vedem în partea a doua. Bye, guys! Ok, am revenit. Mă uitam exact la T-Rex și ok, s-a trezit și acesta. Mai întâi m-am uitat la primul T-Rex number 1, aici e numărat, și dormea, așa că am zis să mă uit la al doilea. Iar eu priveam așa în ansamblu cam cum arată toată zona. După cum ați văzut în speed build, am terminat și această parte de amenities, de facilități. La fel, cred că va fi ultima, da. Mă gândesc că posibil să mai construiesc aici încă un habitat, va fi unul mai micuț și voi opta pentru niște dinozauri. Probabil erbivor sau, poate, de ce nu, poate unii carnivori de talie micuță. Iar în habitatul de astăzi mă gândeam să incubăm și să adăugăm un parc Dilophosaur. Cred că ar fi o idee, zic eu, mișto. Ok, nu are un skin anume. Bun, îi dăm pe random. Nice. Și humble. Save and exit. Assign scientist. Bun. Perfect. E un... Bine, hai să mai, de fapt, incubez încă o tură. Assign și după aceea să discutăm. Cum am zis, e un habitat mediu, aș putea zice. Nu e chiar atât de mare, dar nici mic. Și singurii carnivori de talie mică pe care avem în momentul de față sunt velociraptorii pe care avem în această zonă. Așa că m-am gândit. Ok, să alegem... Mă interesează skin-uri cât mai diferite. Acesta. Și cam atâta, 4, să zicem, de aici cu skin-uri mai interesante. Și m-am gândit să optez pentru... Dilophosaur, de ce nu? Câți erau... 4 cu 3
7. Hai să zicem încă 4, 8 în total. Patru și cu 4, da, 8, bun. Nu cred că o să fie prea mulți, sper să nu fie prea mulți. Cam așa, aici un range post și încă unul aici, cam așa. Hai să add task. Să asignăm și niște rangers. Iar ei au nevoie, cred, nu mai aduc aminte sigur, dacă au nevoie de Life Prey sau feeder normal de carnivore. O să văd mai bine când îi vom pune în habitat. Release via airlift. Patru și mai rămân încă 4. Bun, am mai adăugat acest hatchery pentru că celălalt pe care îl foloseam era mult prea departe, iar în zona asta, dacă tot m-am extins, am zis să îl construiesc să fie mai aproape, mai la îndemână, să fie mai ok. Chiar a ieșit mișto zona T-Rex-ului. Yep. O să mai adaug, cred că, un monorail, o stație, posibilă pe aici, prin jurul restaurantelor, sau poate chiar aici, vis-a-vis de acest fossil zone, de guest attraction, rămâne de văzut. Da, avem un monorail, da, un monorail station aici. Cel da, e aici, da. Cealaltă, mă uitam în mare cam ar fi fost o idee rea dacă aș fi adăugat și aici un monorail, dar zic că nu e nevoie. Ok. Hai să-i trimitem și pe ceilalți. 4. Nice. Imediat o să văd de ce mai au nevoie. Deci au nevoie de prey, ok. Hai să punem un prey aici și încă un prey aici. Forest, ok, mai au nevoie de forest. Bine, dacă explorează o să fie ok, zic eu, sper. E destul de mult, da. Perfect. Ia să-i aducă... De fapt, să-i ducă și pe ceilalți. Acesta și... Cred că mai va fi încă unul, sau? Nu. Cred că acesta va fi ultimul elicopter. Da. Ok. Nice. Mult mai rapid. Ar fi durat o veșnicie până ar fi transportat din celălalt capăt al mapei până în habitat. Perfect. Au aici un feeder la fel. Nice. Ok, am pus pe pauză, nu vreau să fie pe pauză. Vreau să văd cine e number one. Tu. Ok.
Cred că da, sunt ok. Al doilea, bine, acesta se apropie cel mai mult de skin original. Al treilea, nice, gri. Și coama la fel, tot grie, cu negru. Nice, nice. Arată chiar interesant skinurile. Destul de variate, pot zice. Și ultimul. O să-i cu portocaliu. Nice. Spațiu, cum am zis. E ok. Din câte văd, da. Prey 2 sunt suficiente. Cred că și unul era suficient dacă lăsam în habitat. Nice. Bun, îi avem și pe aceștia. La fel, sunt niște dinozauri destul de cunoscuți din seria Jurassic Park, cel puțin în primul film. Ok. Cred că, dacă mă gândesc, ar fi intrat și un dinozaur. Poate de talie medie sau unul mai mare, dar am zis why not. Să avem mai multă varietate. Oricum avem Giga, da. Pe Gigantosaurus avem aici, care este un dinozaur de talie mare. Și mi s-a părut că cea mai ok alegere ar fi să optăm pentru ori un dinozaur erbivor, poate de talie medie sau chiar mare, sau dacă nu, un dinozaur carnivor la fel de talie medie sau mică. Dar între timp m-am gândit și m-am uitat prin hatchery și am zis să optez pentru ei. Am avut aici o mică interacțiune, doar că am pierdut ochii. Bun, bun. O să explorez de zona și o să descopere mai bine teritoriul în viitor. În rest, cam atâta momentan. Cred că vorbeam episoadele trecute despre Jurassic Tour. Se seamănă cu Gyrosphere Station. Și cred că la fel voi crea aici un mega habitat pentru mai multe specii de dinozauri erbivori. Sunt și cele mai multe specii de dinozauri erbivori în acest joc. Sunt mai mulți dinozauri erbivori decât carnivori. Așa că mai am câteva idei și rămâne de văzut pentru ce o să optez, dar cred că o să fie clar un Jurassic Tour aici. La fel așa un transport în habitat pentru a vizualiza mai bine dinozaurii. Ok, bun, cam atâta pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, să dați un like, puteți să dați și un share mai departe, aș aprecia foarte mult. Eu am fost Gravity, iar noi ne auzim data viitoare. Bye, guys!